Bună ziua și bine v-am găsit la Sezon Agricol. Deci, cine ghicește unde mă aflu eu? Mă aflu eu într-un laborator de multiplicare in vitro a portalpoiului, în cazul dat portalpoi. Vedeți, aici sunt copilașii care abia așteaptă să fie plantați, să se înrădăcineze, să se matureze și să fie plantați în câmp pentru a fi altoiți și să ajungă în livezele voastre. Deci, aici sunt obținuți portalpoi devirusați. Deci, ca să vedeți, procesul de multiplicare este efectuat aici, în condiții absolut sterile. Plantele mamă a acestor tipuri de portalpoi au fost aduse din alte laboratoare in vitro. Deci, aici avem plantele mamă, din care se preia materialul și se multiplică, deci așa, în așa niște borcanașe. Poftim, aici avem borcanașul cu substrat. Acest substrat este compus din agar-agar, este o substanță gelatinoasă care conține tot tipul de nutrienți necesari pentru a dezvolta planta, pentru a forma rădăcinile, pentru a crește. Deci, prin această metodă de multiplicare in vitro se poate obține absolut orice plantă, se poate multiplica, se poate clona. Deci aici, ca tare, se face clonarea plantelor. Anume, din acest laborator preluăm noi portalpoiul devirusat și îl plantăm la noi în pepinieră. Deci, aici sunt divizate plantele, foarte atent, iarăși în condiții sterile, și apoi replantate în bocane pentru a multiplica. Deci, se înmulțesc plantele. De câte cunosc, aici se multiplică și afinul și aloe vera, se multiplică Mirabolan 29C, portalpoiul GF pentru persic, deci totul ce este nevoie pentru o pepinieră. Deci, în spatele meu se află un cap în care permanent vine aer sterilizat, aer curat. Nu se permite nici să vorbești deasupra acestei mese de lucru ca să nu nimerească careva impurități. Acest este utilaj pentru dezinfectarea prin temperaturi înalte a utilajelor, a instrumentului, a pințetei, a scalpului. Deci, un lucru neobișnuit să vezi așa un laborator și îmi pare bine că în Republica Moldova avem așa laborator și putem prelua pentru pepinierile noastre portalpoi devirusat, calitate certificat, pentru a multiplica, pentru a altoi pomi și pentru a planta în livezele voastre. Deci, acum mă aflu într-un sector unde plantele sunt adaptate, deci sunt plantate în alveole, deci așa niște casete cu substrat, unde ele se vor adapta la ultraviolet și vor putea fi transportate în serie pentru ca ele să mai crească și să se matureze. Deci, iarăși avem portalpoi maxima, portalpoi Mirabolan 29C, GF, deci care este nevoie, colt. Aici sunt și niște flori de cameră, după cât înțeleg eu. Deci se face, se creează un climat pentru aceste plante, unde este reglată umiditatea, temperatura. Deci așa arată plantele. Aici sunt niște dispersoare care pulverizează apa, creând un microclimat. Deci, de aici plantele vor pleca în solare, în serie, unde vor mai prinde la puteri, la rădăcini, se vor mai matura, se vor mai alungi, după care vor fi transportate în locul umbrit să se aclimatizeze, să se adapteze temperaturilor, umidității aerului din afară, după care deja vor fi preluate de pepinieriști, vor fi plantate în pepiniere, vor fi altoiți acești portalpoi
și vor ajunge în livezile voastre. Faceți comenzi de material săditor, suntem deschiși pentru colaborare. Datele de contact vor fi afișate jos în descriere sub acest videoclip. Deci eu vă mulțumesc pentru atenție, vă spun succes și spor la treabă!